Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnule, da, ați văzut că a reapărut domnul președinte Iohannis, s-a întâlnit cu premierul Vietnamului. Dar l-ați văzut ce l-ați adus? Vreun ban mi, o supă, vreun sandwich, o supă. Cu ce ai venit? Cu o supă. Domnul Iohannis părea abia trezit din somn. Avea fața aia așa ușor șifonată. Păi... Ori nu l-am mai văzut eu de mult și... Și asta. Ziarul Libertatea a întrebat la administrația prezidențială, oficial a întrebat, la presidency.ro, dacă președintele României, domnul Klaus Iohannis, dacă ați uitat, deci dacă președintele României a avut cumva concediu în ultima lună, pentru că dânsul n-a mai avut niciun eveniment public de pe 18 decembrie 2023. Când a dispărut din peisaj, din nou, aș zice, și cum spuneam, ieri s-a întâlnit cu prim-ministrul Vietnamului, care altfel înțeleg că a făcut facultate aici, da, la București, știe românește, ok, deci a fost cool. Administrația prezidențială a răspuns prompt că, și citez acum, de când a depus jurământul, Klaus Iohannis nu a avut concediu de odihnă în sensul definit de legislația muncii. Am încheiat citatul, adică la dânsul nu se aplică legislația muncii, pentru că dânsul, citez, din nou din comunicat, se află în permanență în exercitarea mandatului. Corect. Foarte corect. Deci, practic, și când e la schi, tot la muncă e. Adică nu cred că există noțiunea de concediu formal. Clar că nu există. Pune la HR, bună ziua, vă rog să-mi aprobați. Nu are șef la HR, practic, la care să îi se subordoneze. Deci dânsul este la muncă și la golf. Credeți că la final de mandat își cere banii pe zilele de concediu? Eu cred că asta e. Păi clar că așa o să fie. Și cred că, cum să spun, de-aia și se odihnește de mult, că e surmenant. Deci, practic, tot timpul la muncă, la muncă, la muncă, nu poți să-ți iei și tu o clipă liberă. Normal că la un dat mai tragi pe dreapta. Administrația prezidențială a mai precizat și că, în ciuda răutăților presei în această perioadă în care nu a avut evenimente oficiale și nu l-a văzut nimeni din public, zic, că poate portarul de la Cotroceni, acolo e altceva la este, are alt statut. Deci domnul Iohannis a muncit foarte mult și a fost dată și lista muncilor. Astfel, în aceste 33 de zile, nu 33, sunt din 18 până azi, mă rog, 35 pe acolo. Până ieri. Citez, președintele a semnat aproape zilnic mai multe decrete. Muncă. Tu știi ce greu e să semnezi mai multe decrete? Trebuie să o citești înainte să semnezi, nu? Aici e dificultatea, da. Un decret de la, cred că are ceva, are o găraie agățată de el. Da, dânsul semnează decrete de numire, de ambasador și decorații. Și de... Îi cauți pe aia pe Google, ia mă, cine este de vreo să mi-l pună ambasador? Ce-i cu el? A trimis două sesizări la Curtea Constituțională. Păi să mergi la poștă de la Cotroceni cu sesizările. Stai, știi ce coi sunt la poștă? Trebuie să cumperi timbre. Recomandat. Doamna, nu înțelege ce vrei. Trebuie și timbru fiscal? O fi găsit timbrul ăla cu imnul rapidului ăsta să-l slușească, să vadă ce-i cu el. Să aleagă timbre. Da. A trimis un mesaj de ziua minorităților naționale. Asta e greu, că asta trebuie trimis în limbi cu diferite. Cu translate, și, cu alea, vezi? Îți dai seama, 27 de limbi. Deci ce? Dacă l-a transmis în germană și atât? Și a avut, asta așa e lista, și a avut o convorbire telefonică pe 9 ianuarie cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, iar pe 15 ianuarie a transmis un mesaj de ziua culturii naționale. Deci între 9 ianuarie și 15 ianuarie... Se înțelege că a vorbit cu președintele Zelensky la telefon. Și pe 15 a vorbit Vladimir, pe fix, l-a lăsat. Trebuie să închid că a venit ziua culturii naționale, trebuie să trimit un mesaj. De asemenea, în plus, pe contul său de Twitter, comunică președinția, deci X. Pe contul de Twitter, pe da, X. X. Acum nu zice nimeni X, da, mă rog. Pe contul de X, X. Albert, contul de X. Mai apar câteva mesaje. Unul în urma atacului armat din Praga, din decembrie 2023. Unul pe tema acceptării parțiale a României și Bulgariei în spațiul Schengen. Tradiționalele mesaje de Crăciun și Anul Nou, aici e vrăjeală, poate la loc copii și peste. De pe Google, da. Da. Plus un mesaj pentru victimele cutremurului din Japonia de la începutul acestui an. Deci, practic, am mai scris în perioada asta, că nu mai zicem că n-am muncit, 6 mesaje. Deci trebuie să fie epuizat. Și cu atâta muncă, n-am mai avut timp. Nu râdeți, băi, că e muncă. N-am mai avut timp să depun o coroană la Monumentul Eroilor Revoluției, cum a făcut până acum în fiecare an în luna decembrie. Deci nu și-a văzut capul. Mai variezi. În fiecare an dânsul s-a dus vine monoton, an să pună coroană. Anul ăsta n-am mai avut timp.
pentru că de pe 18 ianuarie, când nu știu, l-a prins Twitter-ul... L-au căpiat, mă, cu decrete, cu astea, toată lumea decret, ușor, l-au bombardat cu scrisori, cu tot felul de chestii. Practic, plus convorbirea telefonică cu Zelenski. Aia nu aia mai pune. Aia a fost pe fix, îl și văd sunând la telefonul cu disc. Alio! Știi? Și văd zero, zero. Cât e prefixul? Ucrainei. Ucraina. Da, bună dimineața, domnul preot. Ați s-o fi trezit? E la muncă, clar. Mai are ceva pe Twitter, ia vezi. A pus. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.